No, până în Hașa Dungă poți să le lași. Acolo e al meu. Nu, acolo poți chiar. Nu pun nimic. Văd că aici să am berbeci de prăsilă. Aici la noi. De fapt, pe mărgăleaștea 3 ore și restaurant sub la famă de 1000 ori. Adică, îți de anul trecut. Da, da. Ăștia îți de anul trecut. Da, da. Numai ăla din margine este 1000 ori și ăsta mă la 3 ore. Ăsta din stânga. Mm-hmm. Și ăștia vor fi 1000 ori la famă, mărgăleaște prima dată. Da, ăștia ai și de vânzare ulică. Dacă ar vrea careva. Da, unul din ei. Deci dacă cineva va vrea să aibă un berbec. Oare când le duceți în munte? Nu știu, depinde de iarbă cum se face. Deci nu e sigur că pe 20? Așa s-ar vrea, dar nu se știe. Nu e sigur. Păi aici sunt miei mai cât mamă sa. Da. Nu, vezi cum îi zice și acolo, dincolo, la noi. Și la mor. Da. Avea pe vremuri bunicii, străbunicii, mor. Nelu Androni o prins-o. Prins Androni. Okay. Dă-le dija înapoi! Când am groapa aici, la lui Balea. Aici, știu, era niște fundații de beton. Dar aici, normal, e cimpă, nu? Da, Burdești. Burdești? Că nici nu erau liniile când erau aici. Aduceau lemnul de pe... era calea ferată. Și pe Jiu. De la Voivodu. Da. Și la Ușelul era tot așa cu... Ala venea acolo la Unarul Livadarul. Bă, Doru.
La cățel, nu i-ai dat drumul la Argelan? De aici... La voi? Mă, ce să sperie, că vrei să-l duci în munte? Deși eu, dar cum să faci? Și miei când duceți oile în munte, tot aici îi țineți. Ai când la vacă, de fapt. Aș da cățeaua. Hai mai duce un munte rău pe aia, iar ce goasă rău. Hă? Știu eu în ce zice. Iar ce goasă rău și la mâncare aici, în lacă. Hai! Aici, nu când eram copil, că bilul avea numai până aici, aici avea gronzolul. Da, aia, până intra lui Darcea, aveala, aia nu era. Nu neapărat că sunt mari, că toate, nici nu se vede una mai mică sau, dar dacă le-ai pune toate cu capul așa la, sunt aproape la fel, și miei. Da. Lapte cam cât, da, acum o ai? Depinde. Sunt multe care au mii sub. Da, și sub. Dar în munte așa cam 500 de grame? 800 un litru. 800 un litru? Aici ați mai multe miele din astea mici? Da, numai miele. Sunt numai 4 bezeți, 5. Uite singurul bucălai. Da. Dar eu zic o condiție să nu închide, să le lase, să închide, să le lase pe... Așa nu se trece pe la hol. Dar pe unii treceau. Nu, asta... Asta ai spus că există chiar un pian al cau ca să le lasă pe ce nu se lasă nu le lasă pe urmă că doamnă îl umană. Dar și mieluții deja au început să pască. Da. Eu pun părinții cântă cu greu, dar și mielul pe amuță. Au
mi-a drag. Așa au venit una, frate de la tot, frate făcut de la mea. Acum urmează să le duceți la păscut? Da. Pe unde le scoateți? Astea le intră în copite și și trebuie curățate. Da, da, da. Beton. Și spray-ul ăla care îl dați e dezinfectat, nu? De o păreală. Uite. Stai de la geantă, stai are. E meluță sau berbecuț? Ce faine. Ba da, i-am văzut. Nici n-a știut că-s căței să prindă șobolan, nici... Îi prinde și îi omoară atât. Da. Nu-i multă. Păi nu, nu. Acum îi duce și mai căței să-i miroase căței. Da? Nu. Ăsta, Laurențiu, e ăla mic de era la mine anul trecut căței. Da? Bă, Răzvan! Ăștia-s frizieni. Rudi! Cât timp au? Acum fac 2 ani. 2 ani. Pot fi călăriți? Încă nu. Încă nu. O, de nu. Nu au făcut de aia. Luna asta, luna viitoare. O, bă! Rudi! Dar există ceva grad de rudenie între ei? Nu. Nu. Atâta, cum să zic, da, rasa, da, da. Aia am tăiat. Bine! Bine!
E super! Acum? Dar nu filmezi, de... nu ce e frică că nu dăm eu, nu la. Acum, bă, că nu e o, da, n-are nici în gură. Lasă-l, mă, că eu-l țin. Nu ți e frică, nu mă vorbești cu el. Oh. O, Rudi, o, oh. Bate-te cu el. O, oh, o, oh. Te dai pe parte, nu o, 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 urcatule, urcatule. Ce? De lor că-i bagi, de lor că-i bagi, nu că nu la terapie. E bombă, nu? Păi eu de aici îmi simt, dar că nu știu, dar de la terapie. Bă, tu de aici degeaba îți trece, să fii chis atât de bun. Nu de sus, mă, e vorba, mă. Dar cum zice? Păi tu cum zici acum, pe care dar când i-ai luat, erau micuți? Da, i-am luat asta din octombrie, septembrie, octombrie, un an și jumătate. Nu știu, mai știam de tine. Din rasa asta sunt două culori, să zic, Red Angus și Black Angus. Da. Asta e o rasă numai pentru carne. Iarna ele nu au probleme aici, sunt obișnuite. Dar la atâta efectiv, câți tauri trebuie? Doi? La asta capă. Unu. Nu se montează toate deodată. De deodată, ca la oi, să cum bași berbecii. Da. Și
Și taurul bănuiesc că e negru. Da, ăsta e taurul de aici. Cât timp ții un taur din asta? La 5 ani. 5 ani? 3 ani pentru certificat. Și când o să-l schimbi pe ăsta, o să achiziționezi de altundeva? De altundeva, dar să n-am legătură cu... Da, zice, nu poți să oprești din ale tale, pentru că rude. Păi da, nu poți să ții și taur și... Și vara când le duci în munte, ele n-au treabă să fie închise, să... Deci zboi. Pe timp de iarnă balos de lucernă le dă. Și cam când preconizezi să le scoți? Prin 15 vreau să încerc. 15 luna asta? Da. Încă pe gardul am vițelele pentru... Deci în cazul în care sunt atacate de ceva animale sălbatice, ce fac? Bagă viței în mijlocul lor și ele se dau roata plângă ele. Plângă viței și apără viței. Ai avut un astfel de episod? Am avut sus în măgură. În măgură? Da. De ce au fost atacate? De lup. Lup? Și nu au apucat să... Nu. Ele dau cu picioarele? Da, cu picioarele și grijesc cu capul viței. Uh-huh. Cât au astea? 8 luni. Și ele normal când poți să le dai la 15 luni? Înseamnă că pe ele trebuie să le dai cu altcineva. Da. Dacă să ale... Bine, ele dau lapte cât trebuie pentru vițel. Au laptele gras. Da. Deci nu se compară cu laptele de la o vacă, normală. Și ăla e avantajul și cu suptul, că țâțele mici. Că și la oaie ai văzut când e țâțele mari, te chinui cu ea de... Deci asta înseamnă că e numai o poveste cu țâțele mari la oi, nu? Că zic, să aibă ugerul mare și... Nu, nu.